Pricking Day au acum un loc de joacă numai pentru ei și cât este ziua de lungă, încearcă fiecare element de joacă pentru a se distra și profita de timpul liber. Faptul că proiectul de restilizare al platoului din centru civic a cuprins și spații de joacă pentru cei mici este bucuria puștilor din localitate. Îmi place foarte mult! E frumos! Ce aparat îți place? Ce te învârți? Asta și ăla de acolo, roata care te învârte. De ce? Ne învârte foarte tare și e frumos! În parcul tineretului erau aparatele rupte și mai erau niște parcuri, dar acum aici petrece mai mult timp și e frumos. Vă distrați, vă place? Da. Ce îți place de aici? Ce e aparat? Cel mai mult acesta. De ce îți place? Pentru că putem să ne învârtim. Sunteți bucuroși că v-a făcut un loc de joacă aici? Da. De ce? Nu aveți unde vă juca? Da, și era în parcul tineretului, era o leacă cam departe pentru cei care stau aici. Și vin fiecare zi? Da. Cât timp petreci aici? O oră, jumate, depinde acum. Topogane, carusele și căbănuțe sunt doar câteva dintre elementele de joacă pentru prichindeii din Mioveni, care au fost amplasate pe platoul Casei de Cultura Sindicatelor Dacia. Autoritățile locale încearcă să le satisfacă poftele celor mici, mai ales că ultimul clopoțel a sunat în urmă cu câteva săptămâni, iar vacanța de vară este în toi. Restilizarea platoului este finalizată în proporție de 60%, iar până în toamnă, autoritățile locale speră ca lucrarea să fie încheiată, iar centrul orașului să capete o cu totul altă formă.